Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Stresul cronic afectează întregul organism, iar sistemul endocrin nu face excepție. Una dintre consecințele pandemiei ar putea fi și apariția unor probleme de sănătate pe fond de stres. Pentru a afla mai multe informații, stăm astăzi de vorbă cu doamna doctor Ruxandra Dobrescu, care este medic primar endocrinolog. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Mă bucur să fiu aici și mă bucur că avem ocazia să vorbim despre niște lucruri foarte interesante astăzi. Spuneți-ne, în primul rând, ce se întâmplă în organism când suntem stresați? Păi cred că primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că reacția de stres, cel puțin în moment acut, adică când nu este de lungă durată, este de fapt o reacție de adaptare. Este reacția prin care organismul, mai exact creierul și glanda suprarenală, ne ajută să facem față provocărilor. Practic, principalul efector într-o situație de stres este glanda suprarenală și vorbim mai ales de sinteza de cortizol. În situații acute, când ne confruntăm cu un eveniment care ne provoacă, că vorbim de un stres psihic sau de un stres infecțios, da, o infecție cu stres puternic, care presupune un stres puternic pentru organism, se secretă un nivel crescut de cortizol care ne ajută să facem față acestei provocări. Ce se întâmplă practic? Cortizolul modifică metabolismele, adică crește producția de glucoză, pentru că avem nevoie de glucoză ca substrat energetic pentru reacțiile astea de apărare de care vorbim. Crește tensiunea, pentru că, de exemplu, auzim scrâșnet de roți în spatele nostru, ne pregătim să o luăm la fugă. E important să avem tensiune ridicată ca să putem face față acestei provocări. Toate lucrurile astea bune care se întâmplă în context acut, dacă apar cronic, adică dacă stresul ăsta este prelungit, și asta e situația cu care ne-am confruntat practic în ultimele luni, încep să devină problematice, pentru că încep să pună bazele unor afecțiuni. Adică glicemii crescute cronic pot să însemne diabet sau dezechilibrarea unui diabet la o persoană deja diabetică. Valori crescute ale tensiunii arteriale înseamnă hipertensiune sau dezechilibru tensional la o persoană altfel bine controlată. De asemenea, din cauza excesului de cortizol pe termen lung, poate să apară creștere în greutate. Poate fi afectat sistemul imun și asta e important, mai ales dacă vorbim în contextul de pandemie, pentru că această imunodepresie favorizează apariția unor infecții. Adică suntem mai fragili în fața oricărui agent patogen, inclusiv coronavirus, că ăsta ne mănâncă zilele în ultimul timp. Deci cumva intrăm într-un cerc vicios, suntem stresați, ne scade imunitatea și tocmai scăderea imunității poate să ducă la contractarea unor forme mai grave de boală. Exact. Nu mai vorbim de tot ansamblu de modificări neuropsihice, adică de la excesul ăsta crescut de cortizol pot să apară modificări de dispoziție. Suntem mai irascibili, poate ușor anxioși, ușor depresivi, lucruri care pot să contribuie, de exemplu, la modificarea comportamentului, inclusiv comportament alimentar. Suntem stresați, stăm în casă că nu putem să ieșim așa mult cum ieșeam înainte, mâncăm, ceea ce duce la agravarea cercului ăsta vicios prin creștere în greutate, care crește de asemenea glicemiile și crește valorile tensionale și practic trebuie să intervenim cumva și să rupem acest cerc vicios. Care ar fi consecințele stresului cronic asupra întregului sistem endocrin? Cum spuneam, efectorul principal reprezintă cortizolul. Deci practic apare acest hipercorticism cronic care are impact mai ales la nivelul metabolismelor. Adică, cum spuneam, poate să se deregleze un diabet, pot să apară ceva modificări și la nivelul glandei tiroide, deși mult mai puțin decât se vorbește cumva în folclorul medical. Practic, dacă vorbim de glanda tiroide, și aici poate merită să vorbim puțin despre asta, pentru că se vorbește mult de cât de periculos este stresul pentru tiroidă. Ok, stresul este periculos pentru orice, adică nu e bun pentru nimic în viața noastră și e important să reușim să ne reglăm cumva stilul de viață, să încercăm să-l excludem. Legat de tiroidă, ce se știe clar este că pare că există o legătură între stres și afecțiunile tiroidiene autoimune. În sensul că, dacă ne uităm așa un pic istoric, unul din primele cazuri de hipertiroidie, care a fost diagnostic stabilit pe la 1820, ceva de genul ăsta, a fost o femeie la care s-a declanșat boala bază, adică hipertiroidie prin mecanism autoimun, după ce a fost scăpată din greșeală pe scări, ea fiind în scaunul cu rotile. Deci există ceva dovezi clare în sensul ăsta. Pe de altă parte, când vine vorba de tiroiditele autoimune, care sunt mult mai frecvente, mai degrabă se speculează. Adică e posibil ca stresul să contribuie la declanșarea unei afecțiuni tiroidiene autoimune la o persoană altfel predispusă, să spunem. În plus de asta, așa este foarte important, mai ales pentru noi doamnele,
Stresul cronic prin nivelul ăsta crescut de cortisol poate să determine niște modificări la nivelul hipotalamusului și al hipofizei. Astea sunt, practic, reprezintă centrul de comandă și control pentru majoritatea glandelor endocrine. Și impactul, unul din impactele importante, îl are asupra sistemului reproductiv, asupra ovarelor. Adică prin această dereglare hipotalamo-hipofizară pot apărea dereglări de ciclu și pot apărea chiar perioada de amenoree, adică o perioadă în care o femeie nu mai are ciclu. Deci cumva stresul prelungit se dovedește că ne poate îmbolnăvi și la acest nivel. Ce ar putea să facă orice persoană pentru a limita impactul acestui stres, având în vedere că pandemia, în care se adaugă altor surse de stres cu care ne confruntăm cu toții, nu se arată a fi prea curând încheiată? Din păcate, este un lucru dificil și cumva dacă ar fi să mă pun în pielea pacientului care vine la mine la cabinet și căreia eu îi spun poate să încerce să elimine stresul, mă închipui că asta poate să declanșeze o reacție de maximă frustrare, pentru că e ușor de zis, dar e foarte greu de făcut. Practic, ce putem să încercăm să facem la modul realist, să rupem cercul ăsta vicios, este să încercăm să punem cumva cât de cât ordine în viață. Adică să avem grijă să dormim cât trebuie, să păstrăm un ritm din ăsta somn veghe cât mai adecvat, și asta e important mai ales pentru persoanele care au flexibilitate și pot să lucreze de acasă, de exemplu. E important să-și păstreze un ritm asemănător celui dinainte de pandemie, adică să se trezească la o oră fixă și cumva să-și păstreze această minimă rigoare a activităților. Să avem grijă ca alimentația să fie cât mai sănătoasă, în principiu să eliminăm tot ce înseamnă alimente foarte procesate, să eliminăm zahărul în exces și să încercăm să facem și sport atât cât se poate, pentru că, ok, poate nu putem să mergem la sală, dar există parcuri, adică putem să ieșim, alergăm, facem mișcare sub alte forme. Ce ați observat la pacienții dumneavoastră în ultima vreme? E pandemia și ea un factor suplimentar pentru complicarea unor situații medicale în ceea ce privește bolile endocrine? Absolut. Acum, ca observație așa superficială, primul lucru pe care îl întreb când intră pacientul în cabinet este ce vă supără. Și marea majoritate începe prin a-mi spune că are perioade de nervozitate, de anxietate și de depresie, la care eu îi răspund ca noi toți. Adică, în principiu, trebuie să avem un picuț de perspectivă și să ne dăm seama că e o perioadă dificilă pentru toți. În sensul că e genul de informație care, cred, poate să dea un pic de curaj, adică cumva să te liniștească că nu e o problemă majoră cu tine, mai trec și alții prin asta. Practic toată omenirea. Exact. Și nu înseamnă neapărat că ceva flagrant anormal. Dincolo de asta, cum spuneam, sunt într-adevăr niște afecțiuni care sunt decompensate în perioada asta. Și am avut, de exemplu, paciente cu amenoree, adică paciente care n-au mai avut ciclu de un timp. Am avut pacienți cu diabet dezechilibrat, cu hipertensiune dezechilibrată. Referitor la tiroide, n-aș putea să zic că vă mai mulți pacienți decât de obicei, pentru că oricum tiroiditele sunt extrem de frecvente și oricum ei reprezintă majoritatea pacienților pe care îi văd în mod curent. Ați menționat riscul de îngrășare ca o posibilă consecință a stresului prelungit. Este acesta un motiv să fim mai atenți la ce mâncăm, mai ales în acest context? Da, absolut. Evident că în principiu ce am zis acum sunt recomandat de bun simț, adică asta ar trebui să facem noi toți, nu numai cei cu afecțiuni endocrine și nu numai în context de pandemie, ci în general în viața noastră. E important să încercăm să păstrăm și un orar de mese cât mai regulat, adică să evităm masa aia mare de seara, la care din păcate ajungem mulți dintre noi când ajungem acasă de la birou, nu e ok. E important să mâncăm regulat, în principiu mai multe mese pe parcursul zilei. E important, evident, și componența mesei, adică să încercăm, cum spuneam, să eliminăm dulciuri concentrate, prăjituri, produse de panificație și să eliminăm toate sursele astea de calorii goale, adică sucurile carbogazoase, care practic nu ne aduc niciun beneficiu decât eventual psihic, plăcerea de moment. În schimb, vin la pachet cu un volum important de calorii.